După 2000 de ani, românii s-au reîntors pe vechiul pământ al Daciei la cetatea Drubeta. Legiunile române s-au luptat până au pus stăpânire și pe acest teritoriu. Această atmosferă a fost readusă la viață în acest weekend la Drobeta Turnu Severin, în cadrul primului festival de reconstituire istorică din țară. În vechea cetate dacică Drobeta, la malul Dunării, dacii își duceau traiul de zi cu zi, având cele mai diversificate îndeletniciri. Femeile de rând se ocupau de treburile casnice, în timp ce bărbații se pregăteau pentru luptă. Milități! Move! Odată cu invazia romană, viața dacilor a început să fie una tumultoasă, iar vechii băștinași au fost acaparați de noua civilizație cu mult superioară, de la tehnica de luptă până la obiceiurile din viața de zi cu zi. Avem un strung antic, aici reprezentăm atelierul dacic de strungărit, să-i zice, sau de prelucrare a lemnului, și în momentul de față fac un castron din lemn, un bol. Procesul e destul de simplu. Ca să rotim piesa din lemn pe care o prelucrăm, pentru că este principiul la strung, trebuie piesa rotită și cu o daltă se scobește în ea. Avem sfoara asta legată de pedală. Când apăs pedala, piesa se rotește spre mine. Când las pedala, prăjinile elastice rotesc piesa în sens invers. Cam asta e principiul și foarte mult. Câteva ore durează pentru a face un bol. Tu crei unul sus? Gastronomia romană era de asemenea cu mult superioară mâncărurilor dacice. Am pregătit brânza moretum, făcută din două tipuri de brânză, brânza dulce și telemea. Ca și condiment este coriandru, ruta, da? Frunze de țelină și ulei de măsline. Era un aperitiv roman. Aici avem măsline cu miere, tot aperitiv roman. Dacii se știe cu slănina, da? Aici avem un soare pe pâine și punem ceapă sau usturoi în funcție de gust. Aici este un desert dulce, o brânză cu stafide și ulei de măsline și multă miere, ca să fie dulce, miere. Observăm că mult mai sofisticate mâncărurile romane. Da, la daci erau mai mult terciuri și cam atât. Ei erau mai umblați, cum s-ar spune, și luau mai multe sortimente din alte părți. Toate aceste evenimente au fost readuse la viață în castrul roman din Drobeta Turnu Severin în cadrul festivalului Daco-Roman Drobeta. Este primul eveniment de reconstituire istorică din țară după ridicarea restricțiilor. Prima dată când vii la acest festival sau ai venit și edițiile trecute? Nu, e prima dată. Și cum ți se pare? E frumos, e chiar foarte, foarte de vis. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Corturile și îmbrăcămintea. Adică ai vizitat atelierele și ți-a plăcut cel mai mult acolo? Mm-hmm, da. În mare parte știai ce s-a prezentat aici, istoria dacilor, a romanilor? În mare parte, da, da. Adică am fost foarte informată. Dar ai mai aflat și câte ceva nou? Da, foarte multe. Acum aștepți bătălia, nu? Bătălia, clar. Asta este ce te interesează cel mai mult. Da, da. Am fost la toate cu nepoții aici și ne bucurăm că sunt organizate astfel de manifestări, pentru că trezesc sentimentul acesta patriotic și aduc aminte așa
puțin și noi și ei de luptele pe care poporul român le-a dus de-a lungul timpului pentru a-și apărea Pământul Sfânt. Sunt diferite moduri așa, dar noi n-am plecat spre alții și alții au venit spre noi și am știut să ne apărăm aici într-un fel sau altul, da. Cum vi se pare ideea că este practic istoria reconstituită fidel? Da, mă bucur și felicităm pe tinerii aceștia care sunt din toată țara. Nu este numai la noi aici, la Drobeta, pe unde au intrat trupele romane, dar sunt în toată țara. Este fenomenul acesta al tradițiilor pe care a avut poporul român. Și faptul că au venit la noi este un lucru bucurător și ne bucurăm pentru asta și mai ales cei mici, nu numai noi. Aș vrea să-mi spui dacă ai venit pentru prima dată la acest festival. Da, am venit, da. Pentru prima dată. Da. Și ce ți-a atras ție cel mai mult atenția? Actorii, cel mai mult, care joacă foarte bine. Costumele, cum ți se par? Interesante, adică sunt drăguțe. E, nu știu, un eveniment așteptat de voi aici, tinerii, copii, la Drobeta Turnul Severin nu prea au loc astfel nu de... Nu prea, evenimente. Nu au. Crezi că ar trebui să se organizeze mai des? Da, că sunt foarte frumoase și interesante. Evenimentul a strâns public numeros, iar în acțiune au fost implicați 150 de actori de reconstituire istorică. Constituim civilizația dacă romană din secolele 1-2 după Hristos, deci practic în perioada războiilor lui Decebal cu Traian. Ateliere, multe ateliere am venit cu atelierul de țesătorie, unde vă prezentăm împletitul cu acul de os sau de corn, cu tăblițe, olărit, pielărie, ateliere de zale, am venit cu un atelier de ierburi medicinale. Aș vrea să mă întreb, cum este publicul de la Severin? Cum v-a primit aici? Ca de fiecare dată este un public foarte călduț și îmi pare un public cunoscător al istoriei noastre, spre deosebire de alte zone în care mai facem noi acest tip de festivaluri. Sunt 5 trupe. Ca și la precedentele ediții pe cei de la Terra Dacica Eterna, cu sediu în Cluj-Napoca, dar cu filiale în mai multe locuri din țară. Suntem noi cei de la Garda Apulum, din Anticul Apulum, adică din Alba Iulia de astăzi. Și noi suntem prezenți la toate edițiile. Istoria Renascita cu sediu în Pitești, dar și ei cu mai multe filiale, Omnis Barbarea din Maramureș și o trupă nouă, e vorba de Malva Romula, Legiunea 7-a Claudia Pia Fidelis de la Dobrosloven. Ce perioadă reconstituim? Reconstituim, ca de obicei, asta e perioada predilectă, perioada războaielor lui Traian cu dacii. Adică 101, 102, 105, 106. Legăm un pic povestea și de începuturile urbanismului la Drobeta, Turnul Severin, construirea podului, construirea castrului. Încercăm să integrăm puțin această poveste pentru a o face cât mai comestibilă, să zicem, pentru publicul interesat. Festivalul Dacoroman din Drobeta Turnul Severin se află la cea de-a treia ediție cu o întrerupere de un an din cauza restricțiilor impuse de pandemie.